Salut tuturor, sunt Andrei Truderoni și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din noastră de Survival pe 1.9, bineînțeles, alături de Ronnie. Că, de ce nu? Ronnie Mușcă, Fichi, bineînțeles, Fichi înainte să începem, oameni buni, nu uitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like, dacă susțineți seria și dacă dau un hit. Ha! Vine Mușcă, după mine. Nu. De ce dai căței, mă? Dacă mă mușcă o să se facă rău. Nu mai lovi căței. Bă, Ronnie, ar fi fain să strângem peste 1000 de like-uri pentru acest clip. Da. Da, ți-ai aruncat chestii. Nu, bun, arunca Ronnie încă e dezbrăcat fără armură. Chit că i-am dat armura, dar nu știu ce face cu ea. Așa, aia e altă viață, ești tu mai strălucitor. Ce am mai făcut noi, off-camera am mai aranjat chestii, adică uite aici am făcut cufăr cu importante. Să-l de-avem și noi cât de cât încă n-am terminat, adică uite, cuferele astea două sunt măcel. Așa încet încet o să începem să avem și noi niște cufere aranjate frumos cu uite aici tot ce trebuie, uite da, frumos așa. Uitați-vă pe... atenți ce fain aranjat Ronnie. Da, și mă că eu am făcut cufără cu diamante, ești nebun? Da, uitați cât o aranjat Andrei. Eu am aranjat asta. Mă arată cufără. Fain, arată fain, ziceți și voi, adică chiar arată fain, e ok. Bun, și am făcut ceva railuri, nu o să ne ajungă, e clar, dar mai facem, nu-i bai. Noi așa mai facem. Merge nu? La țară. Adică. Așa. Adică așa bine. Așa. Mult lemn, n-am nevoie de mult lemn la mine. Dăm tot lemnul, Ronnie. Unde găsesc tot lemnul? Am nevoie de lemn la mine, uga buga. Unde găsesc tot lemnul? Zi. Tot lemnul pe care mi-l poți da. Acolo, în cufere. Aici sus sau? Acolo, jos. Din cufere, vezi. Asta e tot lemnul, frate, m-am dus să tai lemn și să vii, după, să vii cu mine după. Am notat deja coordonatele unde trebuie să ajungem. Deci aici este portalul ăla și aici trebuie să ajungem. Și eu zic că o să ne mișcăm destul de repede, adică într-un clip am cam terminat totul, zic eu. Ce fac, mă, Zombalo? Ce criticale am dat, i-a spart capul! Oh my fucking god. Bun. Bă, what? Ok. Hai să mergem să tem din pomii ăștia. Mă duc și eu ceva mai departe pentru că nu vreau să stric zona asta. Uite acolo, perfect. Uite, tai din pomii ăștia. Nu vreau să stric zona asta, din casă, că ia iurea. Și ce cred că a pus cineva dirt? Ronnie? Da. Te-ai jucat cu dirt-ul? Nu. Ce s-a întâmplat, dragă? Unde sunt probleme? Aici, lângă căscioară. Bă, nu știu de astea. Nu știu. Nu știu astea. Bun, hai să luăm lemn. Vii tu cu mine să facem frumos drumulețul să... Ce fel de drumuleț? Așa. Ce? Ce fel de drumuleț? Un drumuleț către portalul de end. Ce presupune drumulețul ăla? Să vii cu mine. Că rest am eu șine, am power drills, am făcut și, ia uite, reston torci, perfect, mă. Ai construit de toate, ai făcut tot acolo bine și frumos, stocuri tot, ești pregătit, ai numărat, ai calculat? Nu. Ah. Că ai numărat, ai calculat, de cine mă crezi, mă, pe mine, ești de mult? Să număr, să calculez, eu nu știu de asta. Ai fi luat eu bacul. Cine te crede pe tine? Ai fi luat eu bacul, dar na, nici n-o chiar. N-o să-ți răspund la întrebarea cine te crede pe tine, pentru că nu vreau să avem jigniri. În seria noastră de survival. Ce om rău, bă. Așa-i. Nu, stai, văd, cred că încolo trebuie să o luăm. Păi trebuie să ajungem la 349 cu 753. A, nu, încolo, ia uite. Bă, și pe viitor să ne facem și o stație pentru railuri, ești nebun? Da, trebuie. Tu sap acolo, că vine inspecție imediat. Ce să sap? Bă, fain. Păi nu, că o facem pe sus, frumos. Nu? Eu așa zic, uite de aici, perfect, uite, bam. A, deci mergem așa, la suprafață? Da. Fă și tu un lever, trăiți ar. Deci dacă faci un lever, ești idolul meu să mor. Bun. Și în partea aia trebuie să ajung la... Mamă, cât avem de mers! Nu cred că o să ne ajungă. Ce? Păi, sunt cam vreo... Așa per total ar veni... Ai de capul meu. Vreo 1600 de blocuri. Cred că e destul de mult, nu? Multe și nebă. Asta ziceam și eu. Ha. Ai de capul meu pe așa. Mamă, eu acum realizez cât de mult e de fapt. Pe așa fac o chestie de genul ăsta, ești nebun? Cât pot. Vai de capul meu. Până, uite, până pe malul celălalt. O să fie mai ușor decât ajungem la mal, dar acum trebuie să străbate marea. Știi?
Odată la câte și ne puteam pune power drill ca să meargă bine? Nici nu mai știu. Sincer. No fucking idea. Și mă enervează și scutul ăsta că îmi face aici măcel. Mamă, deci ăsta e un proiect gigant, frate. 1600 de blocuri aproximativ, mă rog, până acolo e ceva. Nu cred. Te rog, nu. Mulțumesc. Rugați-vă să nu mai cânte Ronnie. Nu, știi ce faci tu ca să vezi dacă merge bine? Ce, mă? Stai așa. Eu acum... Bă, nu, număr, știu că era un număr de... La nu știu câte ieșine normale să pui power drill ca să meargă bine, știi? 8, 9. Nu, eu le pun așa din ochi, pana mea, nu mai știu. Da, serios. Uitați, dragi prieteni, inginerul Zandrei în acțiune. Normal. Dumnezeu cu mila. Dumnezeu cu mila, mă. Nu știu dacă pun așa. Fuck this shit, man, why? Oh! Roni mi-a plecat ăsta la plimbare. Băi, câte squid-uri s-a aici, ești nebun. Tu ce faci, mă? Încă ești pe cufere? Da, mai am un pic și am terminat. Ești pe cufere, nebunule, ești cuferofil? Oh! Îmi pare rău pentru această glumă. Îmi cer scuze în mod direct tuturor abonaților. Sper să nu vă fi dăunat foarte grav această glumă. Plătesc eu daunele dacă e ceva de durere cruntă. Ce? A, eu am luat asta. Ce prost îți, bă. Dai sau cobblestone. Trebuie mult cobblestone. Foarte, foarte. Mamă, dacă nu dă după fiecare mouse-ul ăsta, e ceva deosebit. Bun, am luat cobblestone. Să am tătuțul, să am cobblestone. Trebuie să facem... Mamă, câte trebuie să facem. Stai așa că mi-am scos... Îmi scot eu provizii de aici, nemun. Fac nu, asta nu. Deci, avem nevoie de foarte multe redstone torches. Asta, primul lucru. Avem nevoie de... Foarte multe șine din acestea. Serios, n-am bețe. Fac. Hai să facem bețe. Da bun, gata, bețe să-mi ajungă tătuț. Am nevoie de foarte multe șine de-astea șmecheroase. Punem aici redstone, punem aici bețe, power drills, un stack și ceva. E ok? Mă doare. Ce doare? Urechea stângă. Curge creierul pe acolo? Care creier? My point exactly. Dacă ziceam, te supărai. Păi nu m-am întrebat care creier, că... Tu ai mai mult. Exact. Ești mai geniu decât credeai, bă, Roni. Bă, tu ai umblat prin cuferele astea? Care cufere? De fapt, nu las că eu am... Nu, în fine, ignoră. După aceea zice lumea că sunt prost, i-am umblat. Doamne, peri. Deja te-ai făcut singur, adică nu. Nu mai ai nevoie de ajutorul meu. Ce-i drept? Bă, dar multe șine, frate. Multe, multe fucking șine să mor. Trebuie să mă mici repede pe aici. De fapt, nu. Cred că mai întâi aș face, fii antenă. Întâi să fac eu, să termin eu drumul ăsta cu cobblestone, după mă apuc și pun șine și restul întorci și porcările ce mai trebuie pe aici, să nu le încurc pe toate, să nu le amestec. Nu-i așa, Roni? Da, așa, așa. Roni aprobă. Da, Roni aprobă foarte aprobator. Roni approves. Roni extrem de concentrat să scape toate de nebuneala asta. Oh, tu chiar vrei să le faci acum pe toate? Aproape. Nu, no, vedeți, oameni buni, eu i-am spus lui Roni ceva, Roni chiar asta face, adică e înțelegător. E under my command. Mă, mare e cam ok, o să mai fac eu niște alte cufere pentru drop și alte chestii, dar în mare e ok? Da, mă, e destul dar de ok. Dar în ocean cum e? Ce dume de căcat. Nu te supăra că îți spun. Îmi cer scuze încă o dată pentru toți abonații. Tu ai unificat redstone. Da. De ce? Pentru că ai stricat orânduirea în cufere. Nu e adevărat, adică ce-am făcut? Adică le-am pus eu frumos într-o ordine și tu eu. Ai venit tu să strici, fain. În ăla cu importante sau cum? Prin casă, nu mai ții minte în care. Păi am făcut în cufere ăla cu importante. Nub! Mamă, ești de bun, am traversat tot oceanul. Canțelea noastră de antărd. Ești fie antenă. Pe aici o să meargă railurile. Vă dați seama cum o să arate noaptea. Zi-mi unde ești.
În stânga, eu te văd, ești nub. Aoleu. Aha. Exactly. Hai trebuie să mă ajuți și tu, care cam trebuie să mă ajuți. De ce sari în barcă? Să... Da, să le culeg, vezi că sunt prășteată pe aici. Dar cam trebuie să mă ajuți. Îți dau eu de muncă. Cam dacă vin să ajut. Care răbdare. E care clar. Grabă? Ce? Care e grabă? Păi e grabă, bă, că... Turbo... Trebuie să terminăm. Însă aici, uite câte șine. Bine că... Am eu mâna rapidă. Este un viu creeper ce plutește pe lângă șine. Prin ce? Pe lângă șine. Am văzut. Stai seama dacă... ce disperat e creeperul ăla dacă o notat până la tine. Mai e unul. Unde? Oh. Bă! Da, bă. Zi, boss. Ce se întâmplă? Trag cu arcul. Da. Și vine săgeata în mine. Nu e adevărat, ia dă-i. Uite-te. What? Mai fă o dată, what? Una m-a lovit. Puh, what the fuck? Ce bag urât să mor. Stai așa, no, să sar din barcă. Eu dată-ți mă ajut? Ia de aici, ce, de ce ai nevoie. Așa. Și ce vrei să fac? Ghiși ce, pe lângă toate astea pui câte un bloc pe partea asta unde sunt eu și pui activezi, parte? Le activezi. Care parte? Stânga sau dreapta? Asta, asta. Aha. Și le activezi și le ai așa până în capăt. Mamă, deci avem de mers până la Z753. Vai de capul meu ce pot să spun. Mi-a dat Andrei de lucru. Domnule, ia-ți la comila. Mamă, deci vă dați seama, oricum chestia asta o vom continua off camera pentru că altfel n-avem cum, adică cred că am stat pe puțin... Nu știu, 2-3 clipuri non-stop, gen să facem aici, știi? Acum e și întuneric, probabil nu vedeți nimic, dar nu-i bai. Că eu sap în munte, n-am nicio treabă. A, cred că ieșim din munte, stai. A, bă, nu. Fac deci, da, cam principiu cam așa o să fie și în asta o să treacă Frix prin munte. Acum prin mină, aparent, what the fuck? Serios, man? O, da, și acum... Nici nu știu cum să pun. De fapt nu, o las așa că mai vreau să și iasă. Ce faci, mă? Cânti? Fac. Cânti, mă? Erai spaima? Cui? Fetelor. Familiei, că... Le era frică de tine. Da, categoric. Că îi mănânci la micul dejun, la cât de gras erai, pare rău. Bă, da, nu-mi pica da. Întuneric în tunelul ăla tău. Ba da, n-am torțe, ce vrei să fac? Păi ce nu pui torțe? Că n-am! Tocmai am zis, sper să ies mai repede afară, că zai Y63 totuși. N-o fi muntele ăsta... Stai să mânc copită, nu mă pic. What? Să mânc copită. O pită! O pită, punem așa, lumină de intrare. Mamă, dar chiar ăsta o să fie, ești nebun, o să fie CFR-ul. București Bistri sau o să fie ăsta, ești nebun? La cușetă, pam, frumos. Trebuie să ne facem și o bază acolo. O stație de railuri, pardon, un bază, noi în casă o să facem, nu știu, pe undeva o stație de railuri. Dar stația aia de railuri ar veni de pe partea cufelelor de jos, din beci. Mă enervez când faci așa. Pun torțe și încerc să am un timing. Tupac, pac, Tupac, pac, pac. Bă, dar cât mai sap în mântele astea, mă enervez. S-au gătat torțele, tu tot sap, mă. Ba te nu, împing? Că vezi că te-am mai... What? Te-am împins, dăm aia, uite, cărbune, dăm cărbune. De unde s-am cărbune? N-ai cărbune. Nu. Minerul lupește, vodă. Păi ce-ai minat tu până aici, mă? Nimic. Cobblestone. Iron pe jos. Păi n-am nevoie. Eu nu-s de la de atunci. N-ai nevoie. După aia, bă, trebuie să facem relul și n-avem iron. Oh, am ieșit. Ai, fain. Tătuțu. Bun. Ia uite, deci fie antenă ce. Mamă, te-ai zis cât am desit. Nu. Speram să nu observi. Aici e acăul, by the way. Deci, oameni buni, cred că o să dureze să ajungem până la Ender Portal pe puțin, nu știu, 2 minute. Să mor. E mare drum. E lung. Serios, și încerc să-l fac așa cât mai
nu știu, cât mai drept. Adică până acum Y-ul a rămas acela 63, frate, n-a căzut sau crescut deloc, n-a scăzut sau crescut deloc Y-ul. Și chiar așa aș vrea eu să-l simt. Și, și nu știu, dați-mi și voi părerea acolo în comentarii cum ați vrea să vedeți acest drum, pentru că sigur nu-l vom termina, că e mult, bă. Dar fie o chestie să-l fac, uite, așa. Pana mea, uite, ca să nu mai... Bă, deci eu nu văd nimic. Îmi bate lumina asta în față. Și nu bani nimic. A, serios? Da. Dar se vede bine în facecam măcar. Da, mă, se vede foarte bine facecam-ul, dar problema e că sper că se vede bine facecam-ul. Eu m-am aventurat într-o peșteră mai întunecată să iau cărbune, dar ciu-ciu de mine. Aaa, înțeleg. Cream că te refer la... De fapt, da, la aia te referai, ce prost îți, bă. Ui! Oh! Ce m-a speriat un căcat de Pangan, să mor. Căcat, se cacă... Oh, update, nou, Minecraft, se cacă Pangan, e mai nou. Da, nu știai? Nu. Serios? Poți să mănânci? Da, tu poți. Tu nu? Nu. De ce nu? De ce minți? Numai tu poți mânca. De ce minți în public pe YouTube? Numai tu poți mânca așa ceva, Roni. Hai că am făcut torțe. Ai făcut torțe? Vin cu viteza aluminii. Bac piciorul, m-am dus. Mamă, asta... Nu, asta chiar trebuie să facem off-camera, pentru că deja mă doare capul să mor eu. Deja m-am plictisit la câte blocuri am pus. Deci nu credeam că o să fie atât de lung drumul. Și pe toate astea trebuie să punem rail-uri. Tu realizezi, mă? You do realize that. Pang. Pang. Stai că trebuie să zic cuvântul pang. De ce? Pang. De ce? Fugi cu spatele. Eu? Nu fug cu spatele. A, de ce te-ai oprit să mânci? Fugeai cu spatele, ce tare. Serios? Da, fugeai cu spatele. What the fuck? How comes that? Da, bun, bă, frazule, cam asta a fost... Ai de capul, se vede că e 3 dimineața. Cam asta a fost episodul nostru. Uite, dacă vorbesc mai rar, gen mai așa, mai cu frecvență redusă... Uite, Marcel! Nu, o să strici ăștia drumul tău. Cum să strici drumul meu, bă? Creeperi. Chestii, trebuie să cotele. Păi nu fi prost. Nu, eu fug roata. Stai să vedem, a fost stricăciuni? E o mică gaură aici, dar e ok. A, mulțumesc, mă chinui 500 nu, de mita. Nu, mă, nu ți-a atins drumul, dă-mi pace. Au făcut o gaură lângă drum. Păi era, eu vreau să arate mulți. Frumos și peisajul, bă. Erau zombie, creeper. Da, o gaură nouă. Da, mă. Arată frumos, da? Da, mă, arată frumos. Ca un meteorit, ceva gen mama aici, a căzut meteoritul, știi? Am rămas și fără rail-uri. Ei, cam asta e, oameni buni, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și nu uitați de păreri, idei, sugestii, chestii în comentarii acolo să citim și noi. Și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei, a fost Roni și v-am salutat pe toți. Ciao! Pa!